Adrian Cristea și Victor Slav și-au disputat mult timp aceeași femeie, pe Bianca Drăgușanu, însă acum soarta îi aduce iar împreună pe cei doi. Prințul pare din nou îndrăgostit. Stați liniștiți, nu de fosta doamnă Slav, de această dată de o tânără misterioasă, pe numele ei Roxana. Cine este femeia și ce legătură are cu Victor Slav, aflați chiar acum. După ce s-au luptat pentru Bianca Drăgușanu, pe Adrian Crista și pe Victor Slav, îi leagă din nou o femeie. După luni de singurătate, se pare că prințul iubește din nou. De data aceasta e vorba despre o frumoasă brunetă care nu a stat nici până acum departe de showbiz, pe nume Roxana. Tânăra e medic-stomatolog, iar printre pacienții ei preferați se numără și fostul soț al Biancai Drăgușanu, Victor Slav. Ei bine, prințul a fost surprins într-un restaurant în compania brunetei care nu s-a dezlipit de el toată seara. Sărutările pătimașe și mângâierile tandre i-au dat de gol pe prințul Crista și pe misterioasa brunetă. În brațele noi iubite, fotbalistul pare că a uitat de tot de Bianca. Dar oare cum se face că prințul a ajuns să aibă din nou legătură cu Victor Slav? Oare vrea să o supravegheze din umbră pe fosta soție a prezentatorului TV?